Să știi că ai citit corect titlul. E bine, da, am vândut toată poziția pe care o aveam în Tesla. Ce m-a determinat pe mine să ajung în punctul în care să renunț la compania mea preferată și ce voi face de acum înainte când vine vorba despre această companie? Te salut, Cristian trebuie sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și înainte să te arunci în zona de comentarii și să arunci cu hate, urmărește videoul până la capăt să vedem dacă motivele care m-au determinat pe mine să vând această companie sunt pertinente sau nu. Ei bine, în urmă cu ceva timp am făcut eu un video pentru YouTube în care spuneam că Tesla la momentul acela este dezastru pe patru roți. De ce spuneam treaba asta? Păi, în urma raportării financiare lucrurile nu sunt foarte roz. După ce s-a făcut raportarea financiară din primul trimestru al acestui an, am observat în felul următor că total automotive revenue, adică cifra de afaceri care provine din mașinile vândute, este în scădere cu 13%. Dar serviciile sunt în creștere. Asta este un lucru bun. Doar că este singurul lucru bun pe care îl găsim în, aceast, în acest raport financiar. Pentru că cifra de afaceri totală este în scădere, profitul brut este în scădere. Asta este singura problemă? Nu. Pentru că avem și profitul net al companiei în scădere cu 55%. 55%. Ba și IPS-ul este în scădere cu 53%. Adică, practic, compania astăzi produce la jumătate bani decât producea anul trecut. Produce la jumătate. Mai sunt și alte probleme? Da, mai sunt și alte probleme. Și anume, avem în felul următor. Producția de autovehicule este în scădere cu 2% și livrarea către consumatorul final este în scădere cu 9%. Da? Deci, cifra de afaceri în scădere, profituri în scădere drastică, Producție în scădere, livrarea către clientul final în scădere. Și am spus la momentul respectiv că raportarea financiară este un dezastru. Este un dezastru. Doar că eu am decis să rămân investit în această companie în condițiile în care aveam un nivel de încredere foarte ridicat în echipa de management. Și în momentul în care ai un nivel de încredere ridicat în echipa de management, tinzi să rămâi în cadrul acelei companii. Acum, de ce am vândut eu dacă, la momentul în care a fost raportarea aceasta financiară dezastroasă, eu am rămas în cadrul companiei? Ce m-a determinat să vând? Păi, când vindem. Sunt trei motive mari și late care ne pot determina să vindem o companie. Primul motiv este când se invalidează teza investițională inițială. Ce înseamnă teza investițională inițială? Păi, când se schimbă echipa de management sau nu mai ai încredere în ea. Când se schimbă teza de creștere a companiei, ceea ce se întâmplă deja la. Tesla. Când se schimbă teza de creștere a companiei, nu mai ai încredere nici în echipa de management, deja ai două motive care să determine să, să fugi. Ce înseamnă asta? Am spus eu că dacă mă păcălești odată să-ți fie rușine, dacă mă păcălești de două ori să-mi fie mie rușine. Ok, bun, mai sunt și alte motive care ne pot determina să vindem, da. În momentul în care se dezvoltă produse care nu mai adără principiilor mele. La Tesla nu este cazul, mie îmi plac majoritatea produselor pe care ele dezvoltă. Un alt punct pe care ar trebui să luăm în calcul când vrem să vindem o companie este în momentul în care găsești o altă investiție mai bună. În momentul în care descoperi că vrei să investești într-o companie care produce mai mult decât compania pe care o ai acum și nu ai bani suplimentari cu care să faci treaba asta. La mine nu se aplică. Sau când intervin factori externi, când ai nevoie de bani, când intervine o problemă. Lucrul ăsta eu nu l-am făcut niciodată, Încerc să levit le 100% din timp. Și atunci, ce m-a determinat pe mine să fac această vânzare? Teza de creștere care nu se mai respectă în momentul de față? Ei bine, nu. Pe mine m-a determinat lipsa de încredere pe care o am în momentul de față în Elon Musk și în echipa de management. Cum am ajuns să-mi schimb părerea despre Elon Musk? Pentru că lucrul ăsta nu s-a întâmplat peste noapte, ci s-a întâmplat în etape. Și haideți să vedem cum s-au ajuns aici. În cazul în care nu știai până acum, Tesla egal Elon Musk. În cazul în care Elon Musk nu mai lucrează pentru companie, Tesla nu este una dintre companiile cele mai bune din lume. Și în momentul de față, lucrurile s-au schimbat puțin. Și anume, în 2022, Elon Musk a decis să cumpere compania Twitter. Această companie a cumpărat-o în momentul în care a început să vândă acțiuni la Tesla. Da? Deci Elon Musk a vândut acțiuni la Tesla ca să cumpere compania Twitter. De ce a vândut acțiuni la Tesla? <laughs> Pentru că în momentul în care el a făcut această achiziție, el a considerat că Twitter este o investiție mai bună decât Tesla. dar Deci și el aplică teze investiționale asemănătoare cu noi. Ok, bun. Am zis că în momentul în care a făcut acest switch, este dreptul lui, poate să cumpere Tesla, poate să aibă și alte companii cu care lucrează. Nu este cea mai mare problemă. Ok, doar că lucrurile au început să degenereze. Și anume cum? După această achiziție, Elon a ales să aloce mare parte din timpul lui către compania Twitter și către compania SpaceX. Da? Și anume, în momentul în care un CEO al companiei în care tu investești decide să nu mai investească timpul și resursele lui în compania în care tu ești, pe deja lucrurile încep să iau o întorsătură care nu este cea mai fericită. Pe lângă asta, Elon Musk a primit și i s-a aprobat un pachet de recompensă. Acum, eu nu zic că el nu merită acest pachet de recompensă, este total meritat. Trebuie să în încalcul că Elon Musk a dormit pe linia de producție al companiei Tesla. Deci a dormit pe linia de producție. El a muncit foarte mult pentru această companie. Tesla a fost copilul lui Elon preferat și a dedicat foarte, foarte mult timp pentru a dezvolta această companie. Doar că în momentul de față Tesla nu mai este copilul preferat al lui Elon. De departe, Tesla nu mai face parte din prioritățile lui. Cum mi-am dat seama că această companie care mie mi-a plăcut foarte tare, Tesla, nu mai este copilul preferat al lui Elon? Păi, în momentul în care i s-a spus că este posibil să nu primească această recompensă pe care deja o merită, am spus deja, el și-a amenințat investitorii că nu va mai aloca timp companiei Tesla. Păi, tu asta faci deja. Tu deja nu mai aloci timp companiei Tesla. De ce ai amenința că nu o să mai aloci mai mult timp? Că păi dacă tu nu aloci deja, cum să aloci mai puțin timp decât nu aloci acum? Nu ai cum. E practic nici nu ai mai fi în cadrul companiei dacă, nu, dacă ai alocat mai puțin timp. Deci nu e posibil. Pe lângă asta, Compania Tesla a comandat o cantitate destul de mare de chipuri de la Nvidia. Între timp, Elon Musk s-a gândit că vrea acele chipuri, dar nu pentru Tesla, ci pentru Twitter, care acum a devenit X. Și a redirecționat aceste chipuri pe care Tesla le-a comandat către XAI. Bineînțeles, Elon Musk a venit și a spus că da, dar Tesla nu mai are nevoie de toate aceste chipuri, pentru că în momentul de față are o putere de calcul foarte mare și nu mai are nevoie de aceste cipuri pe care le comandase. Minunat! Și atunci de ce le-ai comandat de la început? Care a fost motivul pentru care le-ai comandat pentru Tesla dacă tu știai că nu o să ai nevoie de ele? Eu sunt suspect pe Elon Musk în momentul în care spune că Tesla nu mai are nevoie de aceste cipuri pentru că deja este foarte puternică. Nu pare greu să cred. Și mai degrabă cred că el nu mai are încredere în Tesla și nu-i mai pasă de companie, tocmai din cauza asta a luat aceste cipuri care cuveneau companiei Tesla și le-a mutat la X. Cum i-am dat seama de această treabă? Pentru că a declarat că nu va mai continua să dezvolte sisteme inteligente pentru Tesla dacă nu primește 25% din companie și nu o să primească. Pentru că mari investitori care vin și investesc în această companie nu vor să-i dau asemenea putere lui Elon Musk. Da? Deci, el a mutat aceste chipuri către XAI pentru că deține 100% din XAI din Tesla nu deține nici măcar 25% și el vrea control total asupra companiei în care vrea să dezvolte inteligența artificială. Pe lângă lucrul acesta, a oprit dezvoltarea companiei în țări străine, în țări diferite la nivel global. Adică, la un moment dat s-a început se demersurile pentru a dezvolta o fabrică în Mexic, ba mai mult decât atât, chiar și în India se discuta la un moment dat. Doar că s-au oprit aceste dezvoltări. Mie nu-mi place să văd aceste lucruri. Adică, ok, Bun, Elon Musk nu mai lucrează pentru, pentru Tesla. Am înțeles. Minunat. Pe lângă faptul că nu mai lucrează pentru Tesla, mai ia din cadrul companiei și resursele, adică chipurile. Ok, nu no, bun. Nu mai lucrez pentru Tesla, ei și chipurile și nici nu mai dezvolți compania în alte sectoare, în alte țări. Nu mai dezvolți niște sisteme inteligente pentru companii. Pe asta e bine? E destul de rău. Sunt singurele probleme? Nu, mai avem una. Și anume, marii investitori în Tesla, adică fondurile de investiții, au amenințat că, în momentul în care se va accepta recompensa pentru Tesla, vor reevalua compania să vadă dacă mai merită să investească în această companie sau nu. Asta înseamnă că, în momentul de față, compania Tesla, în speță Elon Musk, nu mai are susținerea oamenilor de pe Wall Street. Adică mari investitori nu mai vor să investească în această companie. Bă, mai mult decât atât au amenințat că vor vinde procente mari din această companie. Asta înseamnă că în momentul de față lucrurile stau în felul următor. Elon Musk nu mai muncește pentru Tesla. Elon Musk folosește Tesla ca să mulgă bani din ea. Lucrul ăsta mie nu-mi place și lucrul acesta este urât și de investitorii de pe Wall Street. Și dacă revenim la ce am discutat anterior, păcălește-mă dată să-ți fie rușine, păcălește-mă de două ori să-mi fie mie rușine, eu nu vreau să-mi fie mie rușine. Și atunci, dacă revenim la analiza companiilor, la tabelul pe care eu îl folosesc pentru a face analiza pentru companiile care sunt interesante din punctul meu de vedere, am spus că Tesla are un preț țintă de 200 de dolari pe acțiune. Adică sub 200 de dolari pe acțiune aș cumpăra pentru că mi se pare o companie interesantă. Doar că aveam un nivel de încredere în Elon foarte mare. Nivelul meu de încredere în Elon Musk era foarte mare. Astăzi, nivelul de încredere este foarte jos. Nivelul meu de încredere în Elon Musk nu mai este la fel de ridicat pentru că Elon Musk nu mai muncește pentru compania Tesla. Elon Musk astăzi doar fură resurse din compania Tesla pentru a dezvolta alte companii. Pe lângă asta, și compania în sine nu mai este la fel de productivă, nu mai produce la fel de mulți bani și produce la jumătate. Și atunci, haideți să reevaluăm această companie și avem un felul următor. Elon Musk pentru mine este astăzi la două steluțe, adică nivelul meu de încredere este foarte, foarte jos. Și dacă compania produce la jumătate bani, atunci și prețul țintă este la jumătate. Adică nu mai este 200 de dolari pe acțiune, ci este 100 de dolari pe acțiune. Și o să spui acum, da, dar această evaluare nu este corectă eu nu spun că este corectă sau greșită, așa arată evaluarea pentru Tesla din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie corectă sau greșită. Ce s-a întâmplat în momentul în care am refăcut această evaluare a companiei Tesla? Haideți să vedem care sunt repercursiunile. Păi am vândut toată poziția în Tesla. Da, deci toată poziția pe care o dețineam de Tesla, toate acțiunile pe care le dețineam am vândut la Interactive Brokers. Vedem aici compania Tesla vândută în data de 12.06, adică fix înainte de a se aproba pachetul de recompensă pentru Tesla. La ce preț am văzut? Am vândut la 171 de dolari pe acțiune. Și cam așa arăta graf graficul în momentul în care am făcut această vânzare. Adică eu am vândut undeva pe la 171, după ce am vândut eu, prețul a explodat. Da, deci pentru că s-a aprobat pachetul de recompensă pentru Tesla, Prețul pe acțiune a explodat. Doar că, în momentul în care s-a aprobat această, acest pachet, mari investitori au început să vândă, adică prețul pe acțiune a început să coboare, a început să prăbușească. Și, chiar dacă eu eram ieșit total din această companie, crezi că am stat departe de ea, nu, sub nicio formă. E bine, dacă Elon Musk vrea să mulgă compania de bani, e bine, o să fac și eu același lucru, și anume, am intrat agresiv cu short pe Tesla, pe toată această scădere. În două portofolii diferite am intrat într-un portofoliu mai puțin agresiv și într-unul mai agresiv. Și anume, în primul portofoliu am intrat cu două poziții de short în data de 13. da, Deci, imediat după ce s-a aprobat pachetul lui Elon Musk de recompensă. De ce am intrat cu short? Pentru că eu nu mai am încredere în companie, nu mai am încredere în echipa de management și investi mari investitori la nivel global, fondurile de investiții, au spus deja că vor vinde dacă se aprobă acest pachet. Ceea ce au și făcut și am intrat cu două poziții de short la un, pe un portofoliu pe care îl dețin și în partea dreaptă aici vezi profiturile. La al doilea portofoliu am intrat mai agresiv cu poziții de short și cu mai multe. Da, deci în aceeași dată de 13 am intrat cu mai multe poziții de short. Am intrat cu 2, 4, 5 poziții de short pe care le-am ținut o perioadă foarte scurtă de timp. Da, deci aceste poziții au început pe data de 13 și s-au încheiat pe data de 13. Da? Deci asta înseamnă trading. Da? Deci nu am deținut acțiunile, nu le-am ținut pe o perioadă lungă de timp, nu. Pozițiile de short se țin pe perioadă foarte scurtă de timp ca să faci profituri rapide. Da? Aici este dovada că sunt shorturi în piață și aici sunt profiturile. Sunt profituri mari, sunt profituri mici, nici nu contează. Contează că și eu fac același lucru pe care îl face Elon Musk cu această companie, și fac același lucru pe care îl fac și marile fonduri de investiții. Întrebarea acum este în felul următor. Mă, dacă în momentul de față tu nu mai ai încredere în echipa de management, nu mai ai încredere în companie pentru că are profituri în scădere, vânzări în scădere, producție în scădere, vei mai alege vreodată să investești în această companie? Da, de ce nu? Voi mai alege să investesc în această companie doar în momentul în care Elon Musk se va reîntoarce să muncească pentru Tesla, da? astfel încât eu să-mi cresc nivelul de încredere în Elon Musk și în echipa de management, și doar în cazul în care compania va reveni pe un trend ascendent în producție, vânzări, profituri. Dacă nu se întâmplă oricare dintre aceste două evenimente, eu nu voi mai reveni niciodată să fiu investitor în compania Tesla dar nu înseamnă că e bine sau e rău, vorbim doar de investiții. Așadar, eu astăzi nu am încredere că compania mai poate să producă bani pentru mine, nu o să mai fiu prezent în ea. Dar nu înseamnă că și tu trebuie să ieși din această companie. Tu faci o proprie evaluare și în urma evaluării pe care o faci, poți să iei decizia să cumperi, să vinzi sau să păstrezi acțiunile pe care le, de le deții. Chiar dacă sunt consultant financiar și investitor acreditat de statul român, informațiile prezentate în acest video nu reprezintă sfat investițional personalizat pentru tine. Nu reprezintă sfat pentru plata taxelor și impozitelor și nu reprezintă sfat investițional adaptat nevoilor tale personale. Acest video prezintă perspective generale, informații și comentarii. Orice tip de active prezentat în acest video nu ar trebui considerat ca recomandare venită din partea mea. Acest video nu este și nu ar trebui să fie considerat niciodată ca fiind suficient pentru ca tu să iei o decizie investițională. În același timp este posibil să deții în portofoliu personal, o parte sau toate activele prezentate în acest video. Nu înseamnă că și tu ar trebui să deții aceste active.